Țineți microfonul mai aproape, domnule. Ha? Asta e, e bine, e bine așa. Alexei, filmezi pe lat, da? Da, da, da. 3 minute maxim, după care îl bagi alt. Hai, 1, 2, 3 și... Da, da, începem? De ce am venit aici să ne arătăm dezaprobarea pentru nou proiect de lege? Mai tare! Suntem aici pentru a ne arăta de dezaprobarea față de acest proiect de lege, cu totul inopinat și cu înțelesuri nepricepute de noi, în condițiile în care Constituția României, articolul 7, vorbește de românii de pretutindeni și care stabilește o datorie, o obligație a statului român să-i ajute să-și păstreze identitatea, cultura, să-și păstreze limba și toate atribute, tradiția și toate atributele identitare. Toate, tot ceea ce face identitatea noastră românească. Această lege, însă, în pofida unui articol constituțional, acționează la modificarea legii cetățeniei, deși, sincer să fiu, n-am înțeles de unde această urgență de modificare a legii. Oare legii cetățenie, oare este cel mai prioritar lucru în momentul de față și în condițiile în care România suferă o pierdere, o hemoragie, să-i spun, o pierdere de oameni, natalitatea o știm cum este, și în condițiile în care, până la urmă, e și dreptul lor, cum pomeneam, în legătură cu drepturile recunoscute de articolul 7. Sigur că faptul că se referă la cunoașterea limbii române este bine, lucrul acesta este bun, dar să nu uităm că niște oameni care nu au învățat în școală, cel puțin până în 1989-90, nu aveau școli în România, n-au cum să vorbească o limbă română literară standard, așa cum cere noul proiect al Ministerului Justiției, dar în schimb vorbesc graiul lor, moldovenesc, graiul din varianta de nord a limbii române din Bucovina, în grai. Ori acest grai reprezintă esența și tezaurul limbii române. Pentru că atâta timp cât vorbesc limba română cum au vorbit-o întotdeauna, chiar și în grai, nu fac decât să ne ajute pe noi toți ca într-un fel de arheologie a limbii române și în care noi ne recunoaștem. Nu se întâmplă lucrul acesta, apoi dificultățile care noile, mă rog, cerințe juridice conținute în noua lege, nu-i ajută pe românii din afara granițelor țării.